visul violet. Și mereu spre joacă mă grăbesc. Ce e viața, domnule poet, despre care oamenii vorbesc? Viața este pasărea de-n fac, soarele ce ochii și-a deschis. Viața ești chiar tu, copile drag, care vezi și plânse și surâzi. Chiar săracă și trudită, și trudită, viața este minunată, minunată. Viața merită trăită și slăvită, iar se dă numai odată, doar odată. Chiar săracă și trudită, și trudită, viața este minunată, minunată. Viața merită trăită și slăvită, ea se dă numai odată, doar odată. Grigore Viero s-a născut la 14 februarie anul 1935 în satul Pererâta, județul Hotin, în familia de țărani români Eudochia și Pavel Vieru. Numele și prenumele. Eu. Anul de naștere. Cel mai tânăr an când se iubeau părinții mei. Numele meu e... al dreptii credințe, așa vă zic, că se explică fiecare nume are un sens, al dreptii credințe, și eu nu mi-am schimbat credința. Iubiți frați, soraceni, mi-am amintit azi de copilăria mea, venind aici și a dumneavoastră, în ajun de Crăciun. Am avut o copilărie grea, care a coincis cu anii războiului, până cu cei 2 ani de foamete, din pas 6, pas 7. Și până noastră, da, am rămas venit fără tată, orfan de război, tata părinte război. Până noastră zilnică, era prin părțile noastre, eu sunt născut mai la nord, la Lepcani, aproape de Lepcani, într-un sat pe malul Prutului. Și mi-am amintesc că mama cocea o pâine care se numea Malai. Despre toate am scris pe lume, numai despre tine, nu. Ți-ați trag radiu și lumină, ți-am făgăduit cândva și că fii vom împreună pieptul meu, că va sufla dar. Prin alte case, iată, e o lumină opresor, alte case mă ascultă când vorbesc ca difuzor. Ți-am luat uși pe mama și-ați rămas acum ea, vai, nici tu în rând cu lumea și nici o rășancă ea. Las că vin eu cu bătrâna și nepotul o să-ți iau, care pe neprins de veste, spre ea v-ați bezna, hau, și vei ridi cu băiatul ca doi prunci pe mititei și vei plânge cu bătrâna de dor ca două femei și vei tace lumea cu mine, cu vârst tulbur și durut, ca să văduvă și tristă de pe margine de prun. A absolvit Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic. În anul 1957 debutează cu volumul de versuri pentru copii, Alarma. Apar culegerile de versuri Un verde ne vede, Numele tău, Steaua de vineri. Din anul 1988 intră în istoria poeziei românești cu volumul de poezii Rădăcina de foc. Profesiunea. Ostenesc în ocna cuvintelor. Scriitor al poporului, membru corespondent al Academiei Române, i s-a acordat cea mai prestigioasă distinție internațională, diploma Andersen, autor a circa 40 de cărți traduse și editate în 18 țări ale lumii. Rămâneam câte 3 nopți, 2-3 nopți
singur în casă, că maica mea a plecat cu sora mai mare la Cernăuți. Găsească o bucată de pâine de mâine. Și auzeam că se mănâncă om pe om, înțeleg, și nu mai dormeam de frică și îmi spuneam povești. Vă spuneam că știam o singură poveste, capra cu trei. Și îmi spuneam numai până vine lupul la ușă, mai departe mai de-a mea, să spun. Povestea frumoasă, așa. Și atunci încercam de tristețe și singurătate și de frică să compun versuri, așa, versuri, niște versuri naive, ca un copil, că aveam 11 anișoare acolo. Închideam ochii și o chemam pe mama să vină de la Cernăuți, așa, cu sora, așa. Închideam ochii și spuneam, vină tu, vină tu, vină tu, și apărea chipul ei, așa, și eu ziceam, nu te du, nu te du, nu te du. Iar o cheamă, vină tu, vină tu, vină tu, apărea chipul ei în fața mea, nu te du, nu te du, nu te du. Iată, astea au fost primele mele versuri care am scris la 11 anișori, de frică și singurătate. Mai departe, mai târziu, când am compus abecedarul cu Spiridon Vanghelie, am inclus o poezioare în patru versuri care sună așa. Cântecul pușorilor de merg. S-a stins soarele cel bun, eu mă culc, povește îmi spun, dar niciuna nu-i frumos. Greu e singura în casă. E tristă cetatea sorocii, e trist pârcălabul în ea. Schitul din stâncă, zihastrul prezice o cumpănă grea. Soroca a avut în inima și sufletul lui Grigore Vieru un loc deosebit, pentru ce și sorocenii îi sunt recunoscători. Este trist că suntem atât de mici, având înaintași atât de mari. Grigore Vieru, care era fizic un om gingaș și fragil, era un titan ca personalitate. Sunteți primul centru raional care l-a adus pe Grigore Vieru acasă, pentru că Grigore Vieru s-a simțit la Soroca acasă. De fiecare dată când venea la Soroca, sau când venea de la Soroca, venea cu impresii, venea cu poezii, venea cu cântece noi. Tu iarbă, tot ai mama, de ai de bună seama, atunci când înversești, te ia ți amintire. Tu floare, tot ai mama, de ai de bună seama, atunci când înflorești, de ea ți amintești. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ. Și doar în limba ta durerea poți o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. Atâtea vorbe și minciuni, atâtea seci, promisiuni, de ce ai dat, Doamne, grale om, și nu la floare și la pom? Aprinsă în albire precum nisorile și tinerețea mea, mai bine ar vorbi în lume florile, iar omul atacea. În ianuarie 1988, însoțit de poetul iubirii Ioan Alexandru, vizitează școala medie numărul 1 din Soroca. Ioan Alexandru este poetul Logosului. A fost unul dintre cei mai profunzi poeți creștini. Cuvântul este sacrament și hrană. Nu poate fi poetul decât slujitor, profet și preot, fără de prihană Logosului, foc mistuitor. I-a unit iubirea de Dumnezeu și iubirea de patrie.
Ioan Alexandru scria în prefață la antologia Rădăcini de Foc. Am avut fericitul prilej să-l văd la Soroca, invitat fiind într-o sală neîncăpătoare, unde sute de copii cu învățătorii lor recitau într-un cor, ce l-ar fi fericit pe orice poet al lumii, versurile lui Grigore Vieru. Îmi amintesc cu drag de anul 1988, luna ianuarie, când l-am descoperit pentru prima oară pe marele poet Grigore Vieru, împreună cu poetul Ioan Alexandru la fosta școală moldovenească numărul 1 din Soroca. Poeții au venit în sală cu o carte frumoasă, dedicată mamei și dedicată copilăriei. Mi-au rămas proiectate în amintiri acele clipe frumoase din sală, când recitau toți elevii împreună cu poeții și cu profesorii. A fost o adevărată sărbătoare a poeziei și a cărții la Soroca. Urge prudul între noi și plânge, că-i greu și lui la fel e greu, la un val de apă trei de sânge. E un prut uitat de Dumnezeu. Lumea se mai stinge, se mai naște, ghimpată sârma dintre frați. Vom avea și noi o zi de Paște. Hai român din moarte înviați. La 30 mai anul 1992, a doua zi după ce vizitează frontul din Transnistria, îi avem oaspeți la Liceul Constantin Stere pe Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Ion și Doina Aldea Teodorovici și Octavian Ghibu, fiul lui Onisifor Ghibu, un pedagog și un educator neobosit din Transilvania, care a desfășurat o vastă activitate națională în Basarabia, pregătind unirea de la 1918. În această sală, la 30 mai 1992, s-a făcut istorie. Pe aici au pășit marii poeți ai neamului, Grigore Vieru și Adrian Păunescu. A fost o zi de neuitat, pentru că s-a contopit muzica frumoasă, vocile duioase a lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, cu versul patriotic al lui Grigore Vieru și Adrian Păunescu. Care ne-a durut și ne-a rănit, pară-mi alt pământ să-mi capă. Adevărată sărbătoare națională se organizează la Soroca în anul 1999, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la atestarea localității. La Palatul de Cultură este organizată o neuitată întâlnire cu Grigore Vieru și Adrian Păunescu. Au participat și membrii cenaclului Totuși Iubirea, Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu, și interpreta Tatiana Stepa. Pădure cu frunza rară. Am găsit Soroca schimbată, schimbată în bine, are noi locuitori. Mulțumesc conducerii Sorocii și sorocenilor în general pentru dragostea și respectul ce o poartă istoriei noastre mai vechi și mulțumesc sorocenilor și pentru dragostea pe care o poartă și pentru și o poate
și istoriei noastre mai noi. Doine și Ion Aldea Teodorovici și-a văzut că au și ei un monument. Cred că, în afară de Chișinău, cred că e singurul monument, așa în provincie, ca zic așa, a Doinei și Ion Aldea Teodorovici. Iartă-mă, ți-e părul alb în zăpezii. În anul 1980 are loc întâlnirea cu Doina și Ion Aldea Teodorovici. Iartă-mă este primul cântec închinat mamei, care a dat curs colaborării acestor mari patrioți. La Soroca este organizată serata de comemorare a lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, care au avut, cum menționa Grigore Vieru, curajul de a trăi, curajul de a muri. Iată cele două aripi care i-a ridicat la ceruri. Rozele, nu ție, mamă, ține-am dus. Pozele, n-o pe ale tale-n râm le-am pus. Cântece, n-o pentru tine eu am scris. Iartă-mă, pe alta, oi s-ai vis. Preotul Mihail Milea de la Buzău, România, scrie în cartea Sacrul în creația lui Grigore Vieru. L-am întâlnit în viață ultima dată la Soroca, cetatea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în iunie 2008. A fost o serată în care s-a proslăvit limba română și învierea neamului românesc. Invitez soră Ana Dejan. Am o soră care a plecat acum câțiva ani la Strămoș și printre cei am o soră care se numește Ana Dejan. Un filozof vechi categorisea profesiunile umane în felul următor. În primul loc așeza preotul, pe locul 2 venea oșteanul, pe locul 3 învățătorul, pe locul 4 filozoful și avea pe ultimul loc așeza poetul. Dar, zicea filozoful, că sunt vremuri când lipsește și preotul, lipsește și moșteanul, lipsește și învățătorul, și filozoful, și poetul trebuie să înlocuiască pe toți. La noi au fost vremuri, după cum bine știți, că a lipsit și preotul, și oșteanul, și toată înșefățătorul, filozof nici n-am prea avut, și poetul a încercat să mă rugească pe toți. Acum, vremurile s-au cam schimbat. Poeții s-au cam certat între ei, preoții la fel, filozofii spuneau că nici n-am avut, și a rămas învățătorul, profesorul, ca să-i rugească pe toți. Dumneata, ești unul din acei profesori de mare calitate și profesională și sufletească. Și sunt mândru că sunt contemporan cu dumneata. Noi te știm cu toții. La Chișinău, intelectualii de la Chișinău, ca o remarcabilă profesoare de limba și literatură română, dar și ca un fruntaș al luptei noastre pentru descătușarea națională. Eu nu mai sunt chiar așa de curajos și optimist.
dar nu arăt lucrul ăsta. Am clipe de prăvârșire sfântească, mi-mi pare că vine în sfârșitul lumii, dar vorbeam la telefon chiar să vedeasă cu fratele nostru, cu ilustru chirurg Alin Hodeneanu și îi spuneam că în momentele mele de prăbușire sufletească eu îmi adun niște suflete, niște creștini, ei nici nu știu că fac parte din bisericuța mea, dar eu îi adun așa, îi adun în jurul meu. Așa, și atunci îmi revin de acolo, pasul de cap, ei mă ridică și dumneata ești unul din acei care faceți parte din biserica mea. Eu nici nu v-am întrebat, vroiți sau nu, nici nu știți lucrul ăsta, așa că, ca și domnul Hodeneanu, și vă mulțumesc. Să încep cu mama în casa noastră. Ne supărăm pe ea că nu vede bine atunci când strică paharul de cristal. Ne supărăm pe ea că nu vede bine atunci când în loc de pâine smolită pâine albă ne aduce. Ne supărăm pe ea că umblă încet atunci când ne facem curat ne face curat prin casă și oaspeții trebuie să vină, ne bucurăm că nu vede bine atunci când ne sărutăm soațele tinere. Ne bucurăm că n-aude bine atunci când ne spunem cuvinte de dragoste. Ne bucurăm că pe scări se urcă încet atunci când nu mai putem să ne zmulgem în îmbrăcișările mai dulci ca poamele, o, mamele noastre, mamele. Scrisoare din Basarabia. Cu vorba strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și ai înnăvărit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să spun, pe mine m-au mințit la școală. Că ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine graiul cel sluțit. Citesc azi pe Ardezii, blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu păcăință nesfârșită, mă rog iubitului Iisus, să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate, am spus în Basarabia, că scriu, dulci frați de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Ca aflând că frate mi ești odată, scăpai o lacrimă în privit, ce-a fost pe loc și arestată și dus în ocnă la Sibir, acolo, în friguroasa zare, din dropul mut al lacrimii, ocnașii scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut. Să vă scriu cum pot. Și prea de bun, în jur de voi și vă scriu. Sora, eu am scris multe cântece, de unul a sunat azi, în creația celor doi mari artiști, prietenii mei, și să știți că eu nu am voce să cânt. Îmi pare rău că nu am voce, dar nu îndrăznesc să cânt, dar, fiți atent, dar numai în două împrejurări. Atunci când
iau un părerea 2 plus și atunci avem controlul și nu mai știu ce fac și înțeles că a doua împrejoare este atunci când mă aflu în mijlocul unor oameni foarte dragi. Și atunci îmi doresc secă. Ei, aflați că azi nu am luat niciun păcărel, da. Deci o să încerc să cânt de drag de dumneata, de drag de invitații dumneatale. Și deci o piesă mai veche a mea, care am compus-o pentru copii, un cântec dedicat limbii noastre, am îndrăznit să compun și în roade. Floare micșunea, graiul meu cel rupt din soare, care mângâi inima, floare, floare micșunea, graiul meu cel rupt din soare, care mângâi inima, floare. Dulce pentru vorba zisă, graiul meu floritor, dulce pentru vorba scrisă, graiul meu floritor. Pasăre de dor, limba mea de doile oră, care nu mă lași solo. Pasăre de dor, limba mea de doile oră, care nu mă lași solo. În viscul era ceață, despărțau pe soț de țoață și voitau chiar de tine, Doamne, să ne înstrăine. Pruncii învățau din carte limba celui care desparte. Stalin se vroia scriptură, vorba îngheța în gură. Stalin se vroia povață, lacrimi înghețau pe față. Tainic ne rugam lui Domnul, tune unde-n floare pomul. Dusul ne-au ca pe tâlhari, ne-am întors tot gospodar. În taiga lăsat-am casă, tot cu poartă, tot frumoasă. Ne-au gorit ca pe jevin, ne-ntorsesem tot creștini. Tot creștini întors-o ne-am, tot cu țară, tot cu neam. Marele poet a rămas până la moartea sa o fire modestă, fiind înțelept și popular cu toată lumea. Talentul său poetic l-a considerat mereu a fi un dar de la Dumnezeu. Știu că n-am geniu, nici măcar nu sunt un mare poet. Oh,
degeaba am venit la Kabul, când sărbătorim și pe Marele Eminescu. Marele Eminescu, dumneavoastră sunteți al doilea Eminescu, așa mi s-a spus la emisiune, și când v-a întrebat o doamnă dragă sufletului nostru, un scriitor de la Constanța, dumneavoastră a spus: nu, nu sunt un al doilea Eminescu, sunt o lacrimă de-a lui Eminescu, dar contează și asta în zilele noastre. Legământ lui Mihai Eminescu. Știu, cândva la mes de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi sub ochii mie tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci poate la mijlocurile aproape, ci să nu închideți cartea ca perecele împreoape, să lăsați așa deschisă, ca băiatul meu ori fata să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză de înșii al străvechii slove bucium, așezați-vă ca pernă cu toți codrii ei în zbucium. Perisos cel mai important poet al mamei în literatura universală. Cu această modestie durută, împovărată, a plecat la Dumnezeu la 18 ianuarie 2009 pentru a se întâlni cu poetul nepereche Mihai Eminescu. Măcar nu te urăsc. Cum te blestemă unii, vreau să zic la fel, cum lumina părăsc. Dar ce ai face tu și cum ar fi de a avea mamă și ar muri? Ce ai face tu și cum ar fi de a avea copii și ar muri? Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc.
vei fi mare tu, eu voi fi mic, dar numai din propria viață trăiesc. Nu frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. De câteva zile ne-am prăbușit în gol. Simțim o pierdere sufletească, pentru că astfel de poeți și patrioți se nasc la depărtări de veacuri. Astăzi anunțăm un meeting de doliu în orașul și raionul Soroca, în memoria prietenului nostru, fratelui nostru spiritual, tatălui nostru spiritual, Grigore Vieru. Dumnezeu, Duhul și-a tot trupul, care-i călcat moartea spre diavol ai surpat și-ai dăruit viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește sufletul nu-adormitului robului tău, Grigore, în loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odihnă, de unde au fugit durerea, întristarea și suspinarea și toată greșeala ce au greșit el, cuvântul cu fapta, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, Dumnezeu să-i ierte. Dumnezeu să-l ierte. Am pierdut o bogăție națiune, perlă națiune, am pierdut pe Grigore Vieru. Că noi suntem în inimi cu marele poet și vom fi totdeauna. O poezie a lui Maligana. Poezia lui a legănat copiii mei. Atunci când am fost îndrăgostită, tot versurile lui m-au ajutat să mă exprim. De acum înainte, o să ne simțim mai săraci, mai singuri și că lângă ne va fi doar poezia lui care trebuie citită cu capul descoperit, așa cum se mănâncă pâinea, fiind sacră. Sunt o fericită, pentru că am avut prilejul să-l cunosc pe Grigore Vieru din frageda copilărie. Am fost norocoasă, m-a ținut pe genunchi atunci când mergea la o întâlnire cu elevii în școala mea dragă. M-a întrebat ce poezii cunosc și dacă am auzit pe Grigore Vieru. I-am spus poezia "Mulțumesc pentru pace". Toată lumea îl semnează și îl avem în memoria noastră și să-l purtăm până la adânci bătrânit. E din început procesul de instruire și educație fără poezii, fără cântece și fără jocuri. Mi-am dat seama că foarte multe poezii pentru copii are Grigore Vieru. Și am început să traduc poezii de la Grigore Vieru. În biblioteca personală o am cartea, Taina care mă apără. Țin la ea și de la ea, de fapt, a venit și ideea ca să învecini și în numele lui Grigore Vieru. După ce la Soroca, în urmă cu un an de zile, Grigore Vieru mi-a dăruit pe o carte următoarea dedicație, de fapt un catren, în care spunea așa: dragă frate Sălcuțan, până în țară mult nu am, până în moarte mai puțin, fericit că ne-a auzit. Înțelegeți-mă, după aceste minunate rânduri pe care mi le-a dedicat poetul, dacă eu aș putea acum să-i răspund ceva.
mare onoare eu știu, ca să fiu cel care am rămis, inițiat în Consiliul Orășenia Soroca întrebarea cu privire la înveșnicirea numelui lui Grigore Vieru prin nume de stradă și parcul din centrul orașului, mine, care de aici frate, încolo va purta numele Grigore Vieru. Am avut ocazie și grație comitetului organizatoric că m-au onorat ca să deschid această placă comemorativă care va rămâne în istoria orașului Soroc. În bucurie am venit din România la Soroca. La mine acasă mă simt în această cetate minunată, păzită de rugăciunile Sfântului Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru a lua parte la un eveniment istoric pentru această cetate, denumirea unei străzi cu marele poet Grigore Vieru, care va fi o stradă de referință, o stradă care îmi aduce aminte ce a însemnat Grigore Vieru. Avem mare nevoie de modele, de icoane. Grigore Vieru este icoană pentru fiecare basarabean, pentru fiecare român, deoarece ne apropia mai mult de Dumnezeu, ne apropia de limba română, ne apropia de istorie, de cultură, de tradiție. Acesta este Grigore Vieru, un luceafăr al limbii române de dincolo și de dincolo de Prut. O bucurie sufletească foarte mare. Pentru că vine greu să vorbesc din ce cauză, pentru că îl cunosc personal tare mult și tare multe ori ne-am întâlnit. Care prin versurile sare ne-a mărturisit tot ca să ne facă pe toți mai creștini, mai patrioți, mai buni. Timpul nu va putea învinge memoria acestui simbol care a devenit Grigore Vieru. Pentru neamul nostru, care și-a dorit ca noi întotdeauna să fim alături, să fim grămăjoară, să știm a ne iubi țara, să știm a ne iubi noi, oamenii. Semnificația acestui bust este următoarea. El reprezintă un simbol al superiorității naționale și reprezintă rafinamentul, sinceritatea, după părerea mea, de creația lui Grigore Vieru, cum a fost el însuși Grigore Vieru, zâmbetul, m-am sărut să-l redau în așa mod ca să fie primit de toți spectatorii. Noi am vrut să dăm acestui bust o semnificație, să nu fie pur și simplu un bust. Noi am vrut să-i dăm suflet și astăzi mă folosesc de ocazie să mă aplec cu pietate în fața tuturor sorocenilor, tuturor copiilor, de la grădiniță, copiilor de la licee, din școli, care au adus câte un leu, dar leul cel a avut o semnificație. Asta va fi mândria noastră, pentru că este un bust care s-a înălțat din sufletele noastre. Muzica.
iubiți-l pe Vieru, plecat la Dumnezeu, ce s-a îndurat de dânsul în ceasul cel mai greu. Iubiți-l pe Vieru, basarabean român, el a fost mesagerul moldav și atunci, și acum. Bucuros sunt că Grigore Vieru este iubit atât în Basarabia cât și în România. Și sunt fericit pentru că ultimii 3 ani de existență pe pământ a maestrului Grigore Vieru am cântat poate cele mai frumoase versuri pe care le-am cântat în viața mea. Grigore Vieru rămâne în inima noastră pentru că de mic îl înveți și adormi cu dânsul și cu versurile dânsului în gând. Care m-ai zidit și mi-ai zis, pământ e și în pământ vei merge, unde toți pământenii merge, făcând înguire de îngropare, cântarea Aliluia. Încă ne rugăm pentru odihna și iertare păcatului tău, Grigore Vieru, cu tot neamul lui, cel adormit, pentru ca Dumnezeu să ierte lui toată greșeala făcută cu voie și fără de voie. Fiecare dintre dumneavoastră își aduce aminte de marele poet Grigore Vieru. La fel ca și flacăra, viața noastră este atât de trecătoare și atât de repede trecătoare. Și la fel și Grigore Vieru s-a stins ca flacăra unei lumânări. Însă, în urma sa, a lăsat nu ceară, cum lasă lumânarea, ci a lăsat o operă prețioasă, a lăsat o amintire deosebită. Soroca pentru Grigore Vieru a fost o a doua casă, iar sorocenii i-au fost frați și sorori. În semn de recunoștință și prețuire, prietenii de la Soroca i-au înveșnicit numele printr-un bust de pe Aleea Clasicilor din Parcul Mihai Eminescu, printr-o stradă care îi poartă numele, o placă comemorativă și un liceu care îl are ca părinte spiritual. Pentru soroceni, Grigore Vieru va trăi veșnic. Poetul nu a murit. El doar s-a înălțat la ceruri, unde scrie poezii pentru îngeri. Thank you.